Scrisoarea martorului credincios către biserica la Odicea face o afirmație gravă. Îngerul acestei biserici nu are credință, nu are discernământ spiritual și nu are haina neprihănirii și că va fi vărsată din gura Domnului dacă nu acceptă invitația de a le primi. Biserica noastră recunoaște că este a șaptea, adică ultima fază a lucrării lui Dumnezeu de pe pământ, dar sub nicio formă nu acceptă că liderii ei ar fi îngerul despre care se vorbește aici. Fapt sau ficțiune? Fapt 100%. Solia martorului credincios este complet bazocorită astăzi. Sub nicio formă nu se recunoaște că este despre noi și că uh, îngerul respectiv sunt conducătorii biserici. Sub nicio formă nu se acceptă lucrul ăsta. De ce? Tocmai pentru ca să scape de sub acuzațiile grave. Pentru că în momentul când recunosc că Biserica de, zi... de ziua 7 este Biserica la Odiceea și că îngerul căruia se adresează Domnul în această scrisoare sunt conducătorii Bisericii de la toate nivelurile, deci de la nivel local până la conferința generală. Dacă s-ar accepta așa ceva, ar însemna falimentul Bisericii. Pentru că ei ar trebui să accepte și să recunoască și în fața lumii, pentru că odată ce recunoști în fața membrilor, se aude peste tot. Că ei sunt eronați, sunt. N-au înțeles nimic și e, e, li, se, li se trage preșul de sub picioare. Pentru că în momentul când teologia oficială este aceasta, că tu ai primit a doctorie la botez, nu poți să vii acu să spui poporului, nu sunt, nu le aveți. Da. E, cred că de aici au plecat uh, lucrurile. Și eu mă întreb, ce i-a făcut să predice lucrul ăsta? că la botez primește urhai de doctorie. Interesant, da, ce a făcut. Și cred că ei nici nu consideră acele afirmații periculoase. Probabil zic, Dumnezeu ne iubește, da, au făcut niște afirmații, au văzut și la celelalte afirmații, dar mergem înainte, am înțeles, suntem, lasă că o să fie bine. Da, da, asta e atitudinea. Și personală și oficială la nivel de, de, grup. Da, știe domnul ce are de făcut, noi suntem loial lui, n-are pe nimeni mai bun ca noi pe pământ. O să vedem. Sigur, sunt greșeli în biserică, sunt păcate, chiar printre conducători, dar Domnul le rezolvă pe calea lui și la timpul lui. Stați liniștiți! Nu, apelul martorului credincios nu e unul de stați liniștiți. Adică martorul credincios nu zice așa, e, bă, băieți, grav e la voi, nu aveți aur, nu aveți haină, doctorie, dar le facem noi pe parcurs. Stați, stați că le facem. Nu, spune, am să te vărs din gura mea. Asta înseamnă lepădare oficial ca popor. E, bun, lucrul ăsta nu se acceptă. Și acum, de unde au pornit ei cu, cu ideea asta? Păi, în primul rând, au moștenit mentalitatea asta, că veneau din protestantism toți. Și acolo, botezul este sacrament. Hm. L-ai primit pe Hristos. Ești acoperit cu haina neprihănirii. Bine, nu, da. Ca... Și Iisus, clar, s-a botezat. De da. ce n urma exemplului? Ce e răuna asta? Exact. Și odată ce ai venit la adevărul adevărat și la biserica adevărată, nu înseamnă că ai primit alifie pentru ochi, ca să vezi? Corect. Că tu erai orb în biserica catolică sau ortodoxă din care veneai. Dar acum s-au deschis ochii. Prin urmare, se întâmplă ceva la botez. Și ei au făcut din lucrul ăsta un lucru capital. De aceea e și numit sacrament. E un lucru sacru. Adică acolo ai de-a face cu intervenția divină a lui Dumnezeu. Nu este așa o simplă formalitate. Noi le spunem clar. Botezul acela nu este decât o formalitate. Nu se întâmplă nimic, sacru. Este modul prin care o biserică face cunoscut lumii că persoana X a trecut din lume sau dintr-o altă biserică în biserica lor. De-aia îi, îi, le cer să spună dacă sunt de acord cu punctele fundamentale. Și îi trebuie să spună în fața bisericii, da ca să se vadă că au trecut la înțelegerea acestui grup de credincioși. E, ei au făcut din asta, așa cum spun, un lucru important. Poporul normal că îi place lucrul ăsta. Adică orice om care vine la Dumnezeu prin biserică, trăiește ceva în momentul ăla. Deci nu este lipsit de importanță. Da. În inima lui se întâmplă acolo niște lucruri pe care nu le-a mai trăit înainte. E, se folosește lucrul ăsta și se speculează de emoția asta puternică. Ai, ai plecat din lume și ai venit la Dumnezeu. De acum s-a schimbat viața. Și efectul la are botezul. Păi da, da, exact. Și uh, se speculează pe asta ca să încurajeze pe oameni să se boteze să vină la, la Dumnezeu. Și de aici consecințele de rigoare. Păi ai primit ce trebuie primit. Dar ai primit așa în măsură mică. Puțin. E, astea se dezvoltă pe parcursul întregii vieți. Da. Adică nu ajungi la un cap la 35 de ani sau la 50. Pe parcursul întregii vieți, tu îmbunătățești aceste daruri pe care ți le-a oferit Hristos. Și după moarte o să mergi în cer. Nu noi spunem că asta este o înțelegere complet greșită. Nu s-a primit nimic la botez. De-aia martorul credincios are curat să exprime foarte precis starea conducătorilor bisericii. Voi pretindeți că aveți aur haină doctorie și habar n-aveți că nu le aveți. Și un om care e cinstit cu sine, dacă își dă suficient timp, după un an, doi, trei, dacă se uită la el, vede că e mai rău ca înainte și nu a evoluat nicăieri, nu a devenit mai spiritual din contră. Se cam întoarce înapoi la ce era înainte de botez. Bine că acum au venit teologii cu explicația intrării în pustie, cum i s-a întâmplat și lui Isus și că ești provocat după ce ești botezat. Altceva. Da, dar vezi, Ștefan, este periculos pentru starea psihică a cuiva să recunoască lucrul ăsta că nu are aur haină și doctorie. Atunci de ce s-a mai botezat? De ce am venit în biserica păi, aia? Păi da, își pune întrebarea, nu cumva am fost păcălit? De ce, de ce spun oamenii ăștia? Dacă ar spune, știi? Dar sunt unii care spun și de asta pleacă din biserică. Am da. fost păcălit. Măcar da. sunt cinstiți. Da, da, categoric. Adică, omul vine din lume, îi se, îi se promite prin tot ceea ce aude, la predici și vede că viața se schimbă. Și după 20 de ani sau 10 ani, el constată că viața credincioșilor lor, la care sunt de 40-50 de ani acolo, nu prea s-a schimbat. Da. Și el se întreabă, păi și cu mine cum o să fie? Și eu când o să ajung la 70-80 de ani, tot ca ei o să fiu? Eu am venit aici pentru că mi se schimbă viața. Mamă, ce minciună. E, se contează pe asta și atunci este absolut periculos să recunoști în fața acestor membri, fraților, cu regret vă spunem, n-ați primit nimic la botez. Martorul credincios spune despre noi ca popor că nu avem nici credința care lucrează prin dragoste, nici Duhul Sfânt care deschide ochii și dă discernământ spiritual și nici haina neprihănirii lui Hristos, aia care au pierdut Adam și Eva. Noi doar ne măgulim că suntem poporul lui Dumnezeu când de fapt el nu vine să ne recunoască ca fiind ai că nu poate. E, asta e devastator, într-adevăr. Eu recunosc că nu e simplu. Și totuși asta este singura cale pentru Îngerul Bisericii la Odiseea. Nu există altă portiță de scăpare. Iar ei, trăgând de timp, asta caută. Poate apare ceva. Poate se întâmplă o chestie. Poate vine, face Dumnezeu ceva să ne scoată din mocirlă asta. Nu va veni și nu vă va scoate din nicio mocirlă. Voi ori acceptați că martorul credincios spune adevărul și nu are propagandă cu voi. Spune adevărul. N-aveți aur, haină, doctorie, iar acestea nu se obțin în decursul vieții voastre. Acestea sunt daruri cerești obținute prin o declarație divină de creator. Vi le dau, acum le aveți. Până atunci nu le aveți. Nu vă mai fandosiți că le-ați primit voi nu știu când, că nu le aveți. Nimeni nu trece în neprihănire la ora asta. Prin urmare, nu vă mai face speranțe de șarte legate de acest punct. Îngerul Bisericii continuă să susțină propaganda oficială că nu este El Îngerul și că în Apocalips nu este vorba de Biserica Adventistă. Da. Ei spun că e vorba de tot creștinismul. Da. Da, ei sunt Îngerul Bisericii la Odiceea, iar noi suntem un fel de proroci, așa, care uh, suntem chemați să atenționăm că nu stau bine. Eu, eu le spun așa. Bun, dacă ăsta e adevărul, de ce măcar nu îi atenționați că nu stau bine? De ce le spuneți că totul e ok la ei? Corect, chiar vă uniți cu ei și ziceți că nu aveți de ce să vă certați. Da, sunteți frați, vă numiți frați împreună, toți poporul lui Dumnezeu, când vă duce să predicați în bisericile lor, nu le spuneți despre sâmbătă și duminică ca să nu-i ofensați? Le spuneți puțin despre carnea de porc, poate așa, paralel, de ușor că se supără și la capitolul ăsta? Și cam restul, părtășie și prietenie. Toți suntem una. Păi, faceți-vă datoria. Dacă voi sunteți vocea profetică și la odicea e tot creștinismul, spuneți-le ce spune îngerul al treilea. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei, asta vreau să vă aud dacă este adevărat ce susțineți voi. Dar nici măcar asta nu faceți. Ceea ce susțineți, negați prin actele și, și faptele voastre fiți cinstiți și duceți-vă și spuneți lor oamenilor că sunt duși cu pluta și că credința lor nu face doi bani. Și vedem atunci cum stau lucrurile. Da? E bine, nu o să o facă. Nici nu se pocăiesc așa cum cere martorul credincios. Să recunoască că sunt falimentar la capitolul ăsta și că poporul ăsta n-are nimic. Nici nu se duc în lume să le spună voi sunteți la Odiceea, iată ce spune martorul credincios despre voi. Iată. Și asta înseamnă căldicel, încropit. Îți place să te dai în stambă cu cauza lui Dumnezeu și cu împărăția cerului? Dar nici prin cap nu strece să recunoști că ești mort în greșel și păcate și că e nevoie de o vindecare autentică. Aceasta este situația în la Odiceană de astăzi. În ciuda declarațiilor extraordinare ale Spiritului Profetic, care permanent identifică Biserica Adventistă de ziua a șaptea cu Biserica la Odisea din Apocalips 3. Aici nu este niciun fel de dubiu. Numai că noi am învățat să facem slalom printre declarațiile ei și ajungem tot acolo unde vrem noi. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic.